De pe 3 mai 1989, Rapidul n-a mai primit cel puțin 7 goluri, atunci a primit 8 într-un meci Rapid Steaua. 2-8 a fost atunci, astăzi 2-7. Singura legătură între cele două meciuri este că în ambele, de partea cealaltă a Rapidului, a fost implicat Gică Hagi, atunci jucător la Steaua. De atunci, Rapidul n-a mai luat în vreo meci atâtea goluri. 7-2 pare un scor neverosimil pentru play-off, dar s-a mai întâmplat. Deși e scurtă istoria play-off-ului în România, s-a mai întâmplat să fie vorba de diferențe destul de mari. Numai de mult decât în sezonul trecut, cred că a fost acel FC Argeș cu CFR 0-6. Da. Și a mai fost la un moment dat o diferență tot de 5 goluri. În 2020, FC-ul Craiova Rapid 5-0. Mă rog, cred că am o greșeală aici, am scris cineva. FC-ul Craiova, nu e FC-ul Craiova. FC-ul sigur nu avea cum să fie. Da. Bun, Ionuț, ce s-a întâmplat și după pauză? Da, chiar dacă Adimutu a schimbat și sistemul introducându-l pe Pănoiu și trecând într-un 4-3-3 special pentru a bloca mai mult centrul terenului, blentoarea tuturor și la pressing și tot ce înseamnă presiunea asupra purtătorului de balon a continuat. Cum spuneam la pauză, a fost un mix între festivalul erorilor individuale și calitatea foarte bună a celor trei atacanți. Ulterior, Hagi a schimbat pentru că avea nevoie de salvarea energiei. Să spunem, aici am putea să reproșăm câte ceva lui Mazil. A rămas dator, nu? Păi dă gol la Libec 3, Luis Munteanu 2, vine Băruță și dă 2. Păi Mazilul ce face? Da, e în creștere Mazil. Nu neapărat de formă, dar în dezvoltare. În acumulări, da. Da. Și n-a avut un meci bun Mazilul. N-a avut alte realizări. Că se putea întâmpla să nu marcheze, să nu se lipească la gol. Eu am glumit când da? Se poate reproșa ceva. Dar n-a avut o prestație. Bine, acum e exagerat și să-l criticăm, să-l analizăm. Da, nu chiar acesta. Am glumit. Nu. Dar da, n-a avut un meci grozav. Culmea, e un paradox cumva. Bine, a scos penalti, care a dat drumul la Tăvălug. E adevărat, da. E adevărat și după o pasă foarte bună, cred că a lui Alibec. Pe lângă toate golurile și multe dintre ele frumoase, să remarcăm golul lui Alibec, ăla frumosul, ăla cel mai frumosul. Din pasa lui Grameni, care contribuie de fapt, cu mult. Pasa lui Grameni este, și mă rog, nu e nici prima, e clar că omul citește jocul, vede și are și precizia și... Da. Vorbeam și uitându-ne la meci, tu spuneai că nu e ceva fantastic, că un atacant bun trebuie să poată face asta. Da, un atacant precum Alibec, da. Precum Alibec. Nu cred că mai sunt 2-3 în campionatul nostru capabili de astfel de gesturi, chiar dacă Grameni le-ar pasa la fel de bine. Da, nu te contrazic neapărat. Vreau doar să mai spun că totuși pasa foarte bună și lipsa de adversitate. Adică nu l-a încurcat absolut nimeni pe Alibec acolo. Pe Alibec îl ascultăm acum. Omul meciului, bineînțeles. Felicitări! Ești omul meciului, reușit să-i doar un gol împotriva Rapidului. Iată, astăzi scrii de 3 ori hat-trick pentru tine. Povestește-ne cum a fost pentru tine azi. Da, am început meciul foarte bine și cred că de aceea am reușit să câștigăm. I-am luat prin surprindere, să zic așa, la primul gol și de acolo am început să tot marcăm. Ți-a fost dor de senzația asta să dai gol? Da, chiar toată săptămâna nu m-am gândit deloc că voi marca și am zis să joc dezinvolt cum jucam înainte și că până la urmă trebuie să-mi iasă meciul. Multă sete în execuțiile tale și pentru acest lucru, cât de mult ți-ai dorit să marchezi și să... Eu știu, după meciul de la Șep și probabil că exista o oarecare presiune, așa, nu? Da, era presiune, normal, știam că Rapidul este o echipă foarte bună, mai ales după cele două meciuri câștigate. Știam că vor veni ei să lupte, dar noi am făcut un meci foarte bun și, na, când marchezi în minutul 2, ca și atacant îți dă un impuls foarte mare tot meciul. Denis, ai ajuns la 14 goluri, golgheterii au 19, se duce lupta asta pentru golgheter până în ultima etapă? Am spus și data trecută, nu mă mai interesează, cel mai mult mă interesează să luăm campionat.
acum suntem favoriți și stăm la mâna noastră. Tu consideri că este cel mai bun sezon al tău sau poate fi așa cum te-ai simțit pe total? Nu neapărat ca număr de goluri, mi se pare că ai avut odată 16. Am avut asta, da, da, poate 16. Fi, da. Depinde dacă luăm campionat sau nu. I-ați umilit pe cei de la Rapid la acest scor și te-aș întreba, pentru că te-am văzut la pauză, ai vorbit cu Săpunaru, ce v-ați spus? Nu, am vorbit că trebuia să schimbăm tricoul după meci și asta, nu am vorbit altceva. Nu te-a certat acolo, pentru că a fost așa, atunci când ai marcat, a fost o fază în care s-a încurcat el acolo și ei fura mingea. Da, mă, este un jucător mare, e normal să mai greșească și el, pentru că nu e robot. Cum fiecare poate greși. Pregătit și pentru națională cu astfel de goluri și execuții și atâta dorință? Să sperăm, da. Am spus că de meciul următor voi da totul pe teren și asta am făcut și astăzi. Ar trebui să ia naționala atacul farului pentru a avea rezultate? Nu fac convocarea, dar cred că merităm amândoi. Spune-ne cum se văd lucrurile de acum încolo și ce înseamnă această partidă care cu siguranță vă urcă încrederea undeva sus de tot. Da, oricum aveam încredere și înainte, chiar dacă am fost puțin dezamăgiți după meciul cu Sepsi, dar am făcut un meci mare astăzi și dacă vom începe așa toate meciurile, cred că nu ne poate sta nimeni în față. Iei și mingea? Normal, dacă mi-o dă sile la magazin. Mulțumim tare mult! Mulțumim. Denis Alibec, după un meci în care marchează de 3 ori și o face și foarte frumos, inclusiv de la penalti, mă rog, a dat tare și pe centru. Nu era exclus că totuși Moldova s-o scoată, că l-a lovit în picior. Da, vorbeam puțin mai devreme, nu era o greșeală, FC Craiova a bătut pe Rapid cu 5-0, dar era în play-off-ul de Liga. De fapt, era ultima oară când Rapidul a mai pierdut la 5 goluri diferență. Bun. Altfel, domnul Avram, Popa Cătălin, ca să vă citez, a făcut un meci foarte bun. Bine, nu știu, poate că nici n-a mai ridicat mari probleme de adversitate la un moment dat. N-a fost presiune pe el deloc în meciul ăsta, pentru că scorul a luat proporții foarte repede, dar a luat totuși două decizii bune, două lovituri de la 11 metri acordate corect. Cea de-a doua era greu de văzut așa pe direct, mi-am dat seama foarte clar, am bănuit că e un hands și din gesturile lui pe care le făcea și apoi la reluare s-a văzut foarte clar. Bine, dar el de acolo trebuia să vadă mai bine. El a văzut bine, da. De acolo e mai clar decât de aici. Da. Dar și primul penalti l-a văzut bine, fără ajutorul VAR-ului. Și primul penalti, care nu e o fază ușoară, a trebuit să vină reluările acelea din spatele porții pentru a putea vedea și noi ce s-a întâmplat, dar aici putem vedea pe imagini cum jucătorul celor de la farul lovește mingea cu mâna. Deci, practic, mâna se duce către balon și este un 11 metri clar. Și e destul de ridicată, că mai era și argumentul și, ăsta. Da, era argumentul cu își mărește suprafața, este depărtată de corp. Sunt criteriile pe care le dau cei de la FIFA și UEFA pentru a ajuta arbitrii să ia decizii, pentru că întotdeauna a existat discuția referitor la intenție. Știi că toată lumea spunea, bun, dar de unde îți dai tu seama de intenție? Și atunci ei vin cu niște criterii care, într-un fel... Aici există discuția, înțeleg. Mulți consideră că a fost o eroare sau, mă rog, că nu trebuie acordat penalti. Rămâi la ideea. Eu rămân la părerea că a fost 11 metri. Sunt reluri care pot păcăli. Da, da, da. Dacă există, de obicei la niște faze de genul acesta, dacă există o singură reluare care arată că există acolo un contact și că piciorul îi pleacă în dreapta și că îl lovește cu genunchiul și din celelalte nu vedem, să știi că cea care este concludentă este cea în care se vede, pentru că este singura care arată ceea ce s-a petrecut acolo. Pentru să-l ascultăm și pe Băluță. Da, nu știu, nici nu sunt prea multe de spus după un astfel de meci, după un astfel de scor. Cred că am dominat meciul, cum am zis, cap-coadă. Am avut multe ocazii de atac, multe ocazii de gol de cum am început meciul, am dat acel gol repede și cred că cu toții am simțit în teren că e meciul nostru și mă bucur că am scris de multe goluri, mă bucur pentru Denis, pentru Luis, mă bucur că am dat și eu două goluri și mă bucur că am obținut victoria. Asta e cel mai important până la urmă și da, un meci extraordinar. Ți-a găsit, Gheorghe Hagi, cea mai bună poziție, apetit extraordinar ofensiv pentru tine, ție și execuțiile, iată, ajungi la al cincilea gol cu cele două marcate în seara asta. Da, mereu mi-a plăcut să atac ori de câte ori am avut ocazia, mereu mi-a plăcut golul și când eram, cum a spus și mister, și când eram la junior, când eram copil, îmi plăcea să marchez și mă bucur că acum pot să...
mă bucur că acum pot să ajut, să ajut echipa și asta e cel mai important, faptul că reușesc să ajut echipa și să obținem rezultatele dorite. Noi cunoaștem Farul, o echipă care atacă foarte mult, care îi place să atace, însă vă așteptați să aveți așa cale liberă, pentru că Rapidul avea o defensivă bună. Nu cred că a fost cale liberă, cred că le-am pus noi probleme în așa fel încât să ne creăm oportunitățile din care am scris. Cred că fiecare a știut foarte bine ce a avut de făcut în teren și cred că suntem cu toții convinși că atunci când noi ne facem jocul și tot ceea ce lucrăm în fiecare zi la antrenament punem în practică la meci, nu cred că este cineva care ne poate sta în cale. În sfârșit, marcați și din corner, nu? Reușiți să marcați, era un of, cred că, al vostru. Bănuiesc că se lucrează acest lucru, mă îndoiesc că nu. Da, o spunem la fiecare meci, hai să dăm și noi gol din corner sau dintr-o fază fixă. Și povestește-ne un pic golurile, de fapt, tale. Da, golurile mele? Da. Acolo, șut direct. Prima o execuție pe care o încerc mereu și la antrenamentul de câte ori îmi vine mingea la marginea careului este ceva ce încerc cât de des se poate și mă bucur că mi-a ieșit acum la meci. Și a doua, o execuție foarte bună a lui Mazilu, minge deviată foarte bine de Denis și din moment ce eram foarte mulți în careu acolo, asta am și vrut să punem presiune acolo pe colțul scurt și mă bucur că am reușit să marcăm. Mă bucur că am fost la locul potrivit în momentul potrivit. Sperați acum să se mai ducă puțin din presiunea aceasta în lupta pentru titlu, pentru că veneați după un rezultat așa, un pas greșit la Sepsi. Da, nu în fiecare meci în parte, așa cum am făcut tot sezonul. Acum ne gândim la următoarea partidă de mâine, ne gândim la următorul meci. Ne dorim cele 3 puncte la fiecare meci și asta vrem, nimic mai mult. Nu cred că trebuie să ne facem calcule, să ne gândim prea mult, trebuie să ne gândim la meciul nostru și la ce avem noi de făcut. Și o demonstrație de forță în fața urmăritoarelor voastre astăzi, crezi? Din partea voastră? Tot sezonul cred că pentru noi a fost o demonstrație de forță. Am arătat foarte bine de-a lungul acestui campionat și sperăm să o ținem tot așa în meciurile care au mai rămas până la final. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Tudor Băluță, la prima dublă din carieră. 6 puncte acum între Farul și FCSB, sunt 8 între Farul și CFR, bineînțeles FCSB și CFR cu un meci mai puțin, dar chiar dacă și cele două bat, păstrarea distanței... E un avantaj important pentru Farul. Păstrarea distanței, normal, e un avantaj important, cu atât mai mult cu cât te apropii de final. Da. Pentru că ar mai rămâne doar 3 etape. Repet, în cazul în care și FCSB și CFR se impună în această etapă, s-ar păstra distanța de dinainte de începerea etapei. Un alt erou pozitiv, bineînțeles, al partidei, Luis Munteanu, cu o dublă frumoasă, îl ascultăm acum. Aceasta vă așteptați să dezmembrați Rapidul? Bună seara! A fost o seară magică, suntem fericiți pentru această victorie și, sincer, nu mă așteptam la un scor așa de mare. Ce crezi că a făcut diferența? Ok, ați înscris destul de repede, e clar că aveați un avantaj moral încă din startul partidei, practic ați început de la 1-0, apoi ce credeți că ați făcut cel mai bine azi? Bine, e și greu să... Da, am dat un gol rapid, după am făcut presiunea foarte bine, i-au greșit acolo în defensivă și am făcut atacul rapid și pe asta suntem buni și suntem fericiți că am marcat 7 goluri. 2 goluri pentru tine, 3 Alibec, e atacul național, e aici la Farul? Da, sunt fericit pentru goluri, dar importantă este victoria și că am rămas acolo sus. Ce înseamnă această victorie mare sau la diferență mare în perspectiva următoarelor partide cu, până la urmă, contracandidatele la titlu? Acum nu trebuie să o luăm în cealaltă parte, să zicem că am bătut la 7 goluri, trebuie să mergem la următorul meci să câștigăm din nou, pentru că avem nevoie de puncte. Cum e lupta asta pentru titlu? Cum se trăiește? Este în continuare o luptă deschisă, dar cu siguranță dacă o să luăm 3 puncte la Craiova, eu zic că ultimele două meciuri de acolo suntem noi favoriți. La ultima reușită a toate am văzut și că pătând, dar bănuiesc că nu-i ceva. Nu, sunt bine. Mulțumim. Mulțumesc și o seară. Luis Munteanu. Bun. Ce a jucat Farul, Ionuț? Ce...
Ce i-a ieșit? Dacă tot discutăm de, am discutat de Rapid, e bine să vorbim și despre Farul, în ideea în care astăzi a demonstrat că are față de campion. Poate a mai demonstrat și în alte momente, dar astăzi a venit confirmarea. Nu neapărat prin scorul înregistrat, ci prin modul cum l-a obținut. Adică, o să-ți ideea, pentru că da, a venit și sigur. Cristi Săpunaru și îl ascultăm pe capitanul Rapidului. Cristi, care e momentul acesta, starea în vestiar, după un asemenea meci și mai ales după un asemenea scor? Toată lumea e supărată. Nu avem ce să mai zicem. Am fost penibil. Ai mai trăit vreo asemenea umilință vreodată în carieră? Nu știu. Nu. M-am avut amical. Pentru mine amicale sunt doar jocuri de verificare, nu sunt concludente. N-am, nici nu știu, nu știu ce să vă răspund, sincer. Nu găsesc cuvintele să vă dau explicații. Nu există nicio explicație. Dar care ar fi explicația pentru golurile acestea primite? S-a început, practic, din secunda 28-30, nu? Facem un exercițiu. Veniți dumneavoastră aici și vin eu acolo și vă pun aceeași întrebare să-mi spuneți ce răspundeți. Că... Tu trăiești altfel, simți altfel și pe colegii tăi știu și poate că... cum a fost în apărarea astăzi. Nu, apărarea, că n-am și ca numai apărarea. Nu, evident. Singura chestie care cred că poate fi schimbat soarta meciului, dacă reușeam să marcăm la 1-0, am avut acele trei ocazii, după care a căzut cerul pe noi. Am fost mai buni, noi am fost penibili. Acum două săptămâni și acum o săptămână eram cei mai buni, acum suntem cei mai proști. Noroc că în fotbal sau ghinion, în fotbal știți cum e, de la săptămână la săptămână se schimbă tot. Am încercat la final să urmăresc reacția fanilor. De lăudat, au cântat, v-au aplaudat. Nu, cel puțin cât m-am uitat, nu am văzut apostrofă. Sunt singur că trebuie să felicitați. Noi trebuie să lăsăm capul în pământ și să muncim săptămâna viitoare. Să încercăm să spălăm rușinea la meciul cu Sepsi. E greu de digerat pentru niște oameni cu experiența voastră un asemenea eșec? Și pentru oameni cu experiență și pentru oameni tineri, pentru oricine e greu de digerat. Și singuri vinovați suntem cei care am fost în teren. Pentru tine, la acel gol al lui Ali Bek, de obicei, tu joci... Nu, bine, sunt multe, e adevărat, dar nu, te întreb... Am zis că de gric n-am mai zis la ea și... Dar de obicei nu... Da. Se întâmplă. Sper să ne revenim până la meci cu Sepsi. Pentru tine, cum a fost? A fost așa o săptămână cu bune și cu rele, ți-ai prelungit contractul, dar a venit seara aceasta. Da. Seara asta vreau să o uit cât mai repede, sincer. O seară care e neagră pentru mine personal și cred că pentru toți colegii mei. Deci asta nu e rapid. Nu te-am văzut niciodată așa. Ai, nu știu, de când să luați niște decizii drastice, nu știu, mai... Mai, sau ce s-a discutat în vestiar? A fost o mini-ședință, acum bănuiesc, probabil. Toată lumea a spus să ridicăm capul în pământ, că urmează al meci, dar totuși câteva zile trebuie să ne gândim ce am făcut rău și... Nu știu. E destul de urât. L-am văzut în timpul meciului pe Adi Mutu, era jenat, că cred că la un moment dat s-a mai ridicat de pe bancă, a stat acolo. Ce v-a spus la și final? Și noi cum credeți că eram? Probabil că e greu de digerat. Suntem și noi oameni. Mulțumesc. Da, greu de exprimat sau greu de scos niște idei clare și coerente după o astfel de înfrângere. A încercat și să evite niște clișee Cristi Săpunaru și, mă rog, e foarte bine că a încercat lucrul ăsta, că putea să bage o limbă de lemn și rezolva și întrebările. Dar a încercat să fie natural și asta e foarte bine. Că nu prea avea multe de spus și asta e adevărat. Să vedem ce are de spus Dragoș Grigore. E penibil de cum ați jucat. Care ar fi explicațiile tale pentru ceea ce s-a întâmplat în seara asta? N-aș putea să încep cu bună seara. Chiar nu e bună deloc. Suntem triști. Sincer să fiu, nu știu ce s-a întâmplat. Am luat gol foarte repede, practic am început meciul de la 0-1.
după care am avut acele ocazii sau situații de a egala, n-am reușit, urma 2-0, 3-0 și parcă mi s-a turnat plumbă în picioare. O seară neagră, o seară tristă, nu e o tragedie, tragediile sunt altele și nu ne rămâne decât să mergem mai departe, să învățăm din astfel de eșecuri, dar cred că în seara asta e un eșec mult prea mare și un eșec care doare foarte tare, însă fac parte din viața noastră, se pot întâmpla, este vina noastră a jucătorilor, toți cei care am intrat din primul minut și toți ceilalți care au intrat pe parcurs. Mai multe nu cred că sunt de spus. Veniți totuși după două victorii care au fost obținute cu dorință mare în joc. S-a văzut după modul cum ați luptat, chiar dacă într-adevăr au fost ocazii pentru celelalte echipe. Astăzi, de ce nu aceeași dorință? Și aveți probleme în deplasare, adică pare o chestie, nu știu. Sunt meciuri pe care le poți pierde și poate că nu deranjează așa tare, însă atunci când noi atitudine doare. Nu știu exact să răspund la întrebarea ce s-a întâmplat în această seară, fiindcă dacă știți ce ați răspunde, probabil că așa cum ți-am spus de la început, am început de la 0-1, am încercat să egalăm, n-am reușit, 2-0, 3-0, 4-0 la pauză, e foarte greu. Nu e imposibil, însă foarte greu, am încercat. Nu ne rămâne decât să mergem mai departe și vom vedea ce va fi. E adevărat, veneam după două meciuri câștigate contra celor de la FCSB și contra campioanei României. Foarte multe discuții, foarte multe presiuni puse pe arbitraje, pe tot felul de, eu știu, de chestii care să ne ia din merite. Eu cred că meciurile ne-a câștigat pe teren, n-am încercat să facem sau să punem în pericol viața nimănui sau activitatea sportivă vreunui coleg de-al nostru, adversar de-al nostru. Însă în seara asta a fost cu totul și cu totul altceva. Probabil și subconștientul nostru de a nu mai juca agresiv la minge, fiindcă suntem vânați, e clar. Deci va afecta cumva? Da, nu știu. E normal să afecteze, fiindcă după fiecare meci, roșu, l-a meritat roșu, neroșu. În fine, nu mai are rost să căutăm scuze. Cert este că seara asta nu am arătat așa cum ar fi trebuit. Ne cerem scuze fanilor, fiindcă chiar dacă scorul a fost dezastros, ne-au încurajat și cred că vor rămâne alături de noi în continuare până la finalul campionatului. Dragoș, totuși tu, Săpunaru și mai sunteți jucători cu experiență acolo în echipă. Ce vă reproșați voi, cei cu experiență, și poate ar trebui să o fi făcut să-i trageți după voi pe cei tineri? Da, fotbalul se joacă în 11, 13, 14. Suntem în grup, indiferent de numele jucătorilor cu experiență, indiferent de câți jucători valoroși ai în echipă, dacă nu formezi un grup și nu ești cu adevărat o echipă, e foarte greu, fiindcă sunt puțini jucători care câștigă un meci de unul singur și sigur că și eu am să-mi reproșez foarte multe, cel puțin în seara aceasta. O să mi le reproșez în particular, o să încerc să învăț din ele și să nu mai repetăm greșelile de ca și grup. Pentru Săpunaru a fost cea mai grea zi din viața lui, fotbalistic vorbind. Pentru tine? Da, nici eu nu, sincer, nu mi-aduc aminte să fi pierdut 7-2 pe meci oficial. Cred că e cea mai drastică înfrângere și din cariera mea. Domnule Mutu, care ar fi cuvântul care poate descrie ceea ce s-a întâmplat în această seară? A fost o seară de coșmar pentru noi, seara neagră într-adevăr. Cred că rezultatul spune totul, nu mai e nimic de spus. Mă uitam în minutul 33 la 3-0, o imagine cu
dumneavoastră, cum nu prea am văzut-o, deznădăjduit cumva. Dacă ați fi avut o putere, ați fi oprit jocul în momentul acela? Am început jocul, nu se putea mai prost, în minutul, în secunda 30 se e deja exact penalte. Ce spuneați înainte, că e important să marcați voi primii și iată. Da, n-am, sunt prea puține lucruri de spus, pentru că lângă faptul că Faro are calitate, are jucători foarte buni, l-am mai făcut și cadouri, deci, într-adevăr, e seara de coșmar pentru noi, pentru toți, nu avem ce să spunem, rezultatul e un rezultat care te zgârie în orgoliu, te lovește în orgoliu, bineînțeles, și prea multe acum la cal nu sunt de spus, pentru că mai mult decât arată tabela de marcaj, ce putem să spunem. Evident, spuneți că e greu acum la cal să găsiți explicații, totuși aveți o defensivă cu oameni cu experiență. De ce a arătat așa apărarea, dezmembrată practic în primele 25 de minute? Au fost și greșeli personale, v-am spus. Exact ce vă spuneam, pe lângă faptul că sunt și jucători care au valoare, care au execuții, la și ei și tot în seara asta am mai făcut și noi cadou, deci cam asta s-a scris istoria. Deja minutul 30, când n-am reușit să oprim pe undeva iureșul ăsta al lor. Ce mai drastică înfrângere din cariera dumneavoastră? Cum a gestionat în vestiar Adrian Mutu acest moment? Pentru că e un prim moment atât de greu cumva. Ce le-ați spus? Ce poate fi de spus pentru a... Nu, prea mult acum nu sunt de spus. Vă dați seama că nimănui nu-i convine. Nici mie și nici jucătorilor. Suntem toți foarte... foarte supărați de rezultat și o să analizăm mâine, să vedem, pentru că într-adevăr nu ne convine rezultatul, dar să nu uităm că toți acești băieți sunt acum o săptămână, așa cu două săptămâni, când au câștigat și derbiul cu FCSB-ul, când au bătut și campioana României. Deci, din păcate, fotbalul câteodată te lovește în orgoliu, te readuce cu picioarele pe pământ și într-un mod poate prea dur în seara asta. Defensiva era acolo dezmembrată, așa cum vă spuneam mai devreme, însă l-ați schimbat pe Ioniță. De ce ați gândit așa schimbările? Schimbarea aceea? Da, pentru că am trecut cu mijlocul în trei, pentru că aveau superioritate pe zona centrală cu cei doi care intrau în spatele mijlocașilor și mă refer la Mazilu și la Munteanu. Și am încercat să oprim aceste buzunare care erau acolo și unde ei făceau joc. Supărat un pic și pe atitudine, că veneați după două meciuri în care băieții dumneavoastră s-au luptat. Spunea Dragoș Grigore un lucru interesant. Poate că și acele discuții despre eventualele cartonașe roșii ne-au afectat. Poate de aia nici nu a mai intrat atât de dur. Dumneavoastră, ce părere aveți? Da, eu nu caut scuze, pentru că nu... Nu avem. Putem să vorbim și de lucrul ăsta, că se face haz, s-a făcut caz într-adevăr de aceste lucruri. Putem să spunem și că n-am avut acelea zile de a pregăti meciul cum au avut cei de afară. Putem să spunem multe lucruri, dar până la urmă eu cred că rezultatul e prea mare, te lovește în orgoliu, trebuie să ridicăm capul în pământ, să vedem ce am făcut greșit, să ne realizăm ce s-a întâmplat în seara asta, pentru că se întâmplă, s-au întâmplat și la case mai mari rezultate de genul ăsta și ție practic seara aia când de coșmar în care indiferent ce faci nu e că nu ți intră mingea în poartă, dar mai și primești, pentru că după golul lor după penalti imediat am avut și noi două mari ocazii. Cea lui Albu din minutul 9, exact, imensă, da. Și uite așa se scrie istoria unui meci. Aveți dubii în privința anumitor jucători? Ce sens? În toate sensurile, nu știu, poate nu pot face față la Rapid și... Da, v-am spus, sunt aceiași jucători, aceeași echipă, așa cum remarcați și voi la început, care au câștigat și cu FCSB, care au câștigat și cu CFR, deci... O seară care trebuie să uităm. Pare ciudat că vorbim despre asta, dar totuși s-au anunțat obiective mărețe, spunem, pentru anul viitor. Jocurile în deplasare în anul ăsta au fost o problemă. Unde? Pentru că... Nu chiar tot sezonul. Nu, dar în ultimele 11 deplasări, dacă nu mă înșel, o singură victorie la Botoșani. E puțin pentru o echipă care pregătește cumva în deplasare. Acasă e...
Da, puțin, n-am ce să spunem. M-a spus, pregătim, alte, sunt seri în care câștigi și sunt seri în care înveți. N-ai ce să faci, din păcate, cu oricum ai privi, din orice unghie îi pune această seară, e greu de digerat această înfrângere. Și cum spuneam, ne-a zguduit orgoliu puțin. Suporterii vă iartă pentru eșecul acesta și dacă vă iartă ca și grup, pentru că știu că a fost și perioada aceea în care nu v-au susținut și nu vă mai voiau la echipă. Nu, ați văzut că ne pare rău pentru ei, pentru că au venit aici și chiar ne-au încurajat și au fost alături de noi la sfârșitul meciului. De aceea ne simt dator pe undeva și sperăm să la următorul meci să câștigăm. Vă mulțumim tare mult! Adrian Mutu, a plăcut cum a zis-o, sunt serii în care câștigi și serii în care înveți. Te-a convins explicația schimbării lui Ioniță? Într-o oarecare măsură, da, pentru că devii ușor vulnerabil când ai un singur jucător în 4-3-3 în fața apărării. Singura situație în care devii puternic este atunci când ții echipa scurtă și spațiile dintre linii la fel de scurte. Păi nu-i avea pe doi, nu-i avea și pe Kite și pe... În mod normal acoperi mai bine terenul cu doi acolo, dar având în vedere că joci cu trei și nu cu unul în spate și doi puțin mai avansați, doi mijlocași ofensivi, dacă joci cu ei plat, adică într-o linie, plus cei doi externi, deja sunt cinci. Și atunci acoperi, să zicem, defensiv, numai că pierzi din forța ofensivă. Pentru că cei din lateral nu mai au timp să ajungă la o eventuală acțiune ofensivă. Ne întoarcem după ce l-ascultăm și pe Gică Hagi. Bună seara, domnule Hagi, ce victorie în această seară? Practic ați dezmembrat Rapidul, spunem noi. Nu cred. Magică. O seară frumoasă pentru noi, pentru Constanțeni, pentru Dobrogeni, pentru Faru, pentru toți care au fost la stadion. O seară așa perfectă, în care cred că am pregătit meciul foarte bine din toate punctele de vedere și cred eu că ei, după ultimele două victorii, cred eu că au venit puțin cam pe sus. Ca zic așa, și după aceea știți cum e fotbalul, în primul minut ne intră, începem cu o fază foarte bună, cu tot ce am pregătit, că ne-a ieșit așa de bine pentru că am pregătit meciul foarte bine, pe defectele lor și am făcut lucruri foarte buni și jucătorii au fost fenomenali. Ali Bek cu sete mare de a înscrie, marcase doar un gol împotriva Rapidului. Pentru mine toată echipa. Și Denis, ceilalți, fiecare a jucat, Artean a jucat fundaș central, a jucat perfect. Da. Apărarea a jucat bine. Ce pot să zic că mijlocași și atacanți, mai ales atacanții, au făcut o presiune incredibilă Rapidului. Cei trei plus mijlocași, apărătorii au jucat bine, agresivi, au... Cel mai bun loc pare, pentru că are o sete de a înscrie, iată, scrie și din corner, domnule. Da. În sfârșit înscrie din corner. Inclusiv am angajat și noi un gol din corner, da. Nu, e bine, toți au făcut, ceilalți care au intrat trebuie să fie mai concentrați, au făcut lucruri bune. Da, e o seară frumoasă pentru noi. Toată durează o zi în fotbal, de mâine iară trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să nu cumva să stăm cu aerul cam sus și atunci trebuie să fim modești. Cum l-ați simțit pe Adrian Mutu, dacă ți-a mai apucat să mai vorbiți cu el? E greu. Vă dați seama, pentru ei e greu. Nu e, când se întâmplă ce se întâmplă, e greu. E clar că ai multe gânduri, la cald sunt multe, da? E meritul lui Faru, a jucat, băieții au făcut ei meritul jucătorilor, pentru că tot ce am pregătit eu au făcut-o la nivelul perfect. Magic și atunci ce se face? Bravo jucătorilor. Vă bucură această victorie cu atât mai mult cu cât vine ca o reacție după egalul de la Sfântul Gheorghe? Am zis că acasă jucăm foarte bine. Și atunci, dacă păstrăm lucrul ăsta, suntem periculoși. În deplasare trebuie să încercăm să facem lucruri care le facem și acasă. Dar ușor vom vedea. Trebuie să vedem. De mâine avem două zile libere, până luni, după masă și după aceea trebuie iară să pregătim meciul foarte bine, pentru că întâlnim o echipă foarte, foarte puternică acasă și foarte talentată. Băluță, a ieșit cu probleme sau de ce? Da, ce vedem. Nu e bine, dar vom vedea. Mâine, poimine. Larie a avut și înainte de meci, era să nu joace. N-a făcut ultimele două zile antrenament. Dimineața doar a făcut o mișcare și vom vedea, dar nu e problemă, că eu v-am zis și înainte la conferință, trebuie să găsesc alternative, trebuie să le am,
trebuie să găsesc, nu mă plâng niciodată că îmi lipsește cineva, e o oportunitate pentru celălalt. S-a mutat presiunea acum în curtea adversarilor în lupta aceasta pentru titlu? Nu, nu. Cu rezultat? Presiunea există pentru toți, pentru că vrem să câștigăm. Fiecare echipă cred eu și vom vedea. Noi jucăm înainte, știu rezultatul, nu știu, suntem programați tot timpul înaintea tuturor, ca să știe ce cum facem, ce facem. Și după aia vedem. Dar asta e. Mulțumim. Seară plăcută, numai bine.